Biblioteca Digitală a Bucureștilor, sursă de documentare și informare pentru comunitatea științifică. În 20 septembrie 2009 a fost inaugurată Daco Romanica, una din cele mai importante biblioteci digitale românești, accesibilă gratuit pe internet, oferind utilizatorilor 3 milioane de pagini de carte scanate, fiind dezvoltată în sistemul de management al obiectelor digitale Digitool, bazat pe tehnologii de ultimă generație. În iunie 2013 devine Biblioteca Digitală a Bucureștilor în permanentă dezvoltare, concepută pentru a deveni partener cu Biblioteca Virtuală Europeană, însumând la sfârșitul anului 2015 92.000 de obiecte digitale și peste 10 milioane de pagini scanate în care referințele despre București ocupă o pondere importantă. Documentele electronice sunt grupate în colecții, acoperind majoritatea domeniilor cunoașterii. Colecțiile permanente sunt realizate pentru a grupa documente care să satisfacă nevoia de informare despre un anumit subiect sau eveniment. Colecțiile temporare sunt cele care grupează documentele electronice nou postate pe site, marcarea unui eveniment istoric, cultural sau de interes pentru comunitate, lucrările unui anumit autor, selectarea unor documente care au aceeași formă, cursuri, albume. Biblioteca Digitală a Bucureștilor oferă gratuit accesul la documente tipărite, monografii, periodice, cărți poștale, hărți, documente audio, în mod imagine și text. Majoritatea documentelor sunt în limba română, dar se regăsesc documente cu text integral sau parțial în limbile slavonă, latină, greacă, veche, bizantină sau neogreacă, armeană, română cu alfabet chirilic, română cu alfabet de tranziție, maghiară, rusă, germană, franceză, italiană, suedeză. Acestea sunt încadrate în două categorii. Documente cu acces liber, circa 98%, cele care nu se află sub incidența dreptului de autor sau drepturile au fost negociate cu moștenitorii de drept, precum și documente aflate sub incidența dreptului de autor, mai puțin de 2%, disponibile exclusiv in situ și fără drepturi de copiere, pe site fiind afișate doar metadatele și pictograma. Acestea au fost introduse deoarece titlurile respective sunt parte din colecții tematice și pot fi integrate de către cei interesați în liste de referință. Accesul la site-ul www.digibook.ro și folosirea documentelor digitale postate pe acest site implică recunoașterea și acceptarea condițiilor impuse de legislația internațională în materie de drept de proprietate intelectuală, implicit a legii numărul 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. Domeniul științelor cuprinde un bogat fond de documente ilustrând astronomia, matematică, fizică, chimie, știința mediului înconjurător, geologie, biologie, botanică, zoologie, paleontologie și medicină. Din colecția de publicații periodice enumerăm următoarele titluri: Analele Academiei Române, Anuarul Institutului Geologic, Arhiva pentru Știință și Reformă Socială, Arhiva Societății Științifice și Literare din Iași, Medicina Populară, Natura, Noua Revistă Română, Revista Științifică, Studii. Reprezentanții Comunității Științifice Românești prezenți în Biblioteca Digitală a Bucureștilor: Emanuel Bacaloglu, Petru Poni, Nicolae Teclu, Victor Babeș, Spiru Haret, Felix Iacob, Dimitrie Grecescu, Petre Aurelian, Victor Axenciuc, Constantin Broșteanu, Ion Rusu Abrudeanu, Nicolae Basilescu, Lazare Deleanu. Proiectul Biblioteca Digitală a Bucureștilor, prin fondul de documente scanate, este reprezentativ pentru comunitatea academică și constituie unul din cele mai importante izvoare de informații din domeniul istoriei științei și tehnicii românești.